Slăvit să fie Domnule! Vreau să citesc un pasaj așa pe, pe anotimpul în care suntem cu via, cu strugurii. Mie mi îmi plac strugurii, dar nu mă strugurii, atât. Sper că și vouă tot la fel. Vreau să citesc un pasaj despre o vie care se dorea negociată foarte tare și nimic nu-i mai frumos decât să vorbești toamna despre vie, și bine că nu ne cheamă nimeni la strâns, de fapt la strâns îmi place, la, la plantat nu îmi place, dar la recoltă totdeauna mi-a plăcut să, să ajut oamenii, mai ales frații. Haideți să ne ridicăm pe picioare, vreau să deschidem cuvântul Domnului. În întâi împărați, capitolul 21, începând cu versetul 1, pagina în Biblie, 385. Un împărați, capitolul 21, începând cu versetul 1. După aceste lucruri, iată ce s-a întâmplat. Nabot din Israel avea o vie în Israel, lângă casa lui Ahab, împăratul Samariei. Și Ahab a vorbit astfel lui Nabot, dă -mi mie via ta să fac din ea o grădină de verdețuri, căci este foarte aproape de casa mea. În locul ei îți voi da o vie mai bună, sau dacă îți vine bine, îți voi plăti prețul ei în argint. Dar Nabot a răspuns lui Ahab, să mă ferească Dumnezeu să-ți dau moștenirea părinților mei. Ahab a intrat în casă trist și mânia din pricina cuvintelor pe care îi le spusese Nabot din Israel. Nu-ți voi da moștenirea părinților mei. Și s-a culcat pe pat și a întors fața și n-a mâncat nimic. Nevasta sa, Izabela, a venit la el și a zis, Pentru ce ți este tristă inima și nu mănânci? El i-a răspuns, am vorbit cu Nabot din Israel și i-am zis, dă via ta pe preț de argint. Dacă vrei, îți voi da o altă vie în locul ei. Dar el a, zis, nu pot să-ți dau via mea. Atunci Izabela, nevasta lui, i-a zis, oare nu domnești tu acum peste Israel? Scoală-te și ia și mănâncă și fii cu inimă veselă, căci eu îți voi da via lui Nabot din Israel și a scris niște scrisori în numele lui Ahab, le-a pecetluit cu pecetea lui Ahab și le-a trimis bătrânilor și dregătorilor care locuiau cu Nabot în cetatea lui. Iată ce a scris în aceste scrisori. Vestiți un post, puneți pe Nabot în fruntea poporului și puneți în față doi oameni de nimic care să mărturisească astfel împotriva lui. Tu ai blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul. Apoi scoateți-l afară, împroșcați-l cu pietre și să moară. Oamenii din cetatea lui Nabot, bătrânii și dregătorii care locuiau în cetate au făcut cum le spusese Izabela, după cum era scris în scrisorile pe care le, le trimisese ea. Au vestit un post și au pus pe Nabot în fruntea poporului. Cei doi oameni de nimic au venit și s-au așezat în fața lui și acești oameni răi au mărturisit așa înaintea poporului împotriva lui Nabot. Nabot a blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul. Apoi l-au scos afară din cetate. L-au împroșcat cu pietre și, au muri, și a murit. Și au trimis să spună Izabelei. Nabot a fost împroșcat cu pietre și a murit. Când a auzit Izabela că Nabot fusese împroșcat cu pietre și că murise, a zis lui Ahab, scoalete și a în stăpânire via lui Nabot din Israel, care n-a vrut să-ți o dea pe preț de argint, căci Nabot nu mai trăiește. A murit. Ahab, auzind că a murit Nabot, s-a sculat să se coboare la via lui Nabot din Israel ca să o ia în stăpânire. Amin! Haideți să ocupăm locurile. În seara asta suntem într-un număr din nou, într-un număr frumos la Casa Domnului, la seara de tineret. Mulți sunteți veniți noi, aici. care ați venit anul ăsta la facultate, anul întâi. Ați început facultatea Mâna Sus. Domnul să vă binecuvinteze. Domnul să și ăia care sunt rușinoși pot să ridice acum mâna sus. Da? Domnul să te binecuvinteze. Uite, asta a trecut peste rușine, că o recunosc că e rușinos. Bun. Când ai plecat de acasă, sunt convins că tai că tu, mai ta din provincie de unde ai copilărit, s-o zis așa, te duci acolo, ai grijă să nu te prostești de cap, să mergi la tinere la Elim, să mergi la adunare, să cauți biserica. Nu, toți părinții spun asta. Să ai grijă cu cine mergi în oraș, să ai grijă cu cine te înhaiți. Știi ce înhaiți, da? Cine te împrietenești și încep să umbli nopțile. Ne uităm în seara asta și, după cum ați văzut afișul pentru seara aceasta, o să vorbim de influență. Acum, pasajul acesta, vedem un om rău care încerca să-l influențeze pe ăla bun. Și aici o să vorbim în seara aceasta pentru că o să găsești mulți răi, mai mulți răi în complexul studențesc decât buni. O să, găsești mai, o să găsești mai mulți care vor să, să te doboare, să te coboare, să-ți coboare standardul decât ăia care vor să te ridice. Mulți vor fi ăia care dacă îți stă freza rău îți va spune că stă super, numai ca să râdă de tine. Nu îți va spune că nu zii decent să te îmbraci așa, ci îți va spune să nu te lași, înainte, du-te, numai așa să te îmbraci, numai așa haine din astea să-ți cumperi. Vedeți, influența rea e mai puternică decât influența bună, o găsim mai des întâlnită decât influența bună, da? Fiecare zi și în fiecare clipă suntem influențați. Îi cineva care nu a fost influențat de nimic astăzi, în bine sau în rău, nu, știți că suntem influențați? De cum ne trezim, suntem în prima secundă, suntem influențați. Știți ce ne influențează? Cearșaful. Ați auzit? S-o trezi cu fața la cearșaf? Da? Dar ce i-a făcut, mă, cearșaful? Nu i-a făcut nimic. Mai ales dacă e curat, dacă e întins bine. Nu? Dar zice, lasă-l, nu poți vorbi cu el că s-o trezi rău, s-o trezi cu fața la la ceașa. Nu? Ne influențează. De cum deschidem ochii, suntem influențați. Suntem influențați de persoane, da? Suntem influențați de vreme, de starea de afară, de vremea de afară. Am un prieten e mai mic ca mine, de fapt cu vreo 10 ani e mai mic, dată prietenă e cu mine. Și o mers să se angajeze în armată. E o figură, e un băiat foarte așa bun de armată, dar o mers, o a avut neșansa, să nu zic altfel, o mers când o da psihologicul, o mers trist, așa, și l ajută fizicul să arate o față din asta așa posomorâtă, și o mers la psiholog, o trebuia să dea psihologic, ca să intre, să intre în armată, nu? Sau în poliția de frontieră, nu? Nu scap de psihologic. Și ăsta o mers, nu s-o prefăcut, o mers o stat așa, curgeau și mâinile și hainele de pe el, așa, într-o stare din asta fără să-i pese. O merg și s-a pus acolo și o zi zice, psihologa, când l-a văzut, eu <gângă> a fost dubios, și o zi zice, ești trist? Zice, nu. Zici ești fericit? Nu. Au băgat-o în ceață și pe psiholog, avea nevoie de psihiatru, da? Și o zi zice, bun, dar de ce ești așa, mă? o discutat cu el și o zis, da, de ce ești așa? Și au zis ce zice ăsta, că el mi-a povestit. Eu zis așa, cu o față serioasă, cu bărbia lăsată în jos, o zis, așa am ales eu a să fiu. <răzări> nu. nu, l au putut nimeni scoate, nu știu ce l-a fi băgat în starea asta. Dar e o figură de băiat, un băiat deosebit, da? Și zic, și ce o zis? O zis să încerc anul viitor la armată. L-a lăsat pe pauză un an de zile. O merți influen... Nu știu, nu, nici nu l-am întrebat. Bă, dar ce să s în cap că ai pierdut un an când puteai să fii în armată, puteai să fii pe salar bun, să ieși în 10 ani la pensie, nu? Ai ratat un an. Știți? Tot ce în jurul nostru ne influențează, vremea, stările sufletești, se spune că în viață întâlnim aproximativ 80.000 de persoane într-o viață de om. No toate persoanele astea ne influențează. Unele ne influențează în bine, altele ne influențează în rău. Știi că poți influența pe cineva fără să-i spui niciun cuvânt? Știi că po poți face pe unul să se simtă prost? Între ghilimele, că n-am voie să zic cuvântul ăsta, da? Numai faptul că ai stat lângă el. Și îl faci prin atitudinea ta, nu-i spui nimic, nu-l deranjezi. Dar prin starea care o ai, îl influențezi ori să se ia să plece... Ori să fie fericit, nu m-au prezență. prezența. 80.000 de oameni ne influențează viața pe parcursul vieții. În, în 70 de ani, aproximativ. Toți aceștia pe care îi întâlnim ne influențează. Îi vezi chipul și spui, uf, mi a fost așa frică. Deși nu ți-au zis nimic. Nu, nu acționa cu nimic. Dar chipul lui te-a influențat. Da? Mersul lui. Și așa mai. Cuvintele, faptele. Oamenii ne influențează, la rândul nostru, și noi influențăm pe alții. Da? Ne uităm în seara asta și o să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu. Știți, vreau să țineți minte numai lucrul acesta, neapărat. Influența bună nu va vorbi, ci va demonstra. Cel care vrea să te influențeze în bine ăla nu va vorbi, nu-ți va ține prelegeri, să mai vii dată, să mă mai cauți, vreau să vorbim, vreau să ne întâlnim. Nu, ci atitudinea lui te va influența în bine, fără să rostească multe cuvinte. Dacă o să citiți cartea Daniel și îți convins că a citit-o, în capitolul 1 spune la un moment dat cuvântul Domnului așa, versetul 8, spune că Daniel s-a hotărât să nu se spurce. Și nu le-a zis la prietenii lui nimic nu le-au zis, bă, nu puneți mâna pe pahare. Nu puneți mâna că vă fac poze și -o să vă vadă frații cum, cum ați, cum ați pus mâna pe pahare. Nu, nu au zis nimic. Dar atitudinea lui, influența lui, starea lui plăcută înaintea lui Dumnezeu, i-au făcut pe prietenii lui să aibă aceeași atitudine. O zis, dacă tu te-ai hotărât, deși nu i-au zis nimic, nu i am amenințat, nu i-au mituit, nu i-au Presat și o să vedem imediat de-a de lungul predicii de, de presiunea care vine din, din partea unuia care vrea să te influențeze negativ. Nu e influențat, cu nimic. Atitudinea lui o fost cea care o determina pe ei să nu se sporce uh, cu bucatele de la, de la masa împăratului. Apostolul Pavel vine în Roman 12 cu 21 și spune așa Nu te lăsa birui de rău, adică nu te lăsa influențat de rău ci biruiește, influențează răul prin, prin bine. Păi de asta ținem ser de tinere, dragi tine. Nu ca să mâncăm covrigi, îți bun și ăia. E bun și ceaiul și totul e pregătit bine. Dar problema e că noi ne întâlnim la ser de tineret, venim la casa lui Dumnezeu. De ce? Ca să influențăm, să schimbăm răul prin bine, să influențăm răul prin binele care e așezat în noi, în ființele noastre. Știți, foarte mulți dintre noi, sau toți, avem o frică. Toată lumea are frică aceasta. Unii uh, au frică de avion, alții n-au frică. Dar e o frică care o avem toți. Absolut toți oamenii. Știți care e frica? Frica de părerea altora. Toată lumea are frica asta, de părere altora. Unii șor șor uh, îndepărtat-o, dar toți am avut. Mai mult sau mai puțin. Unii ori scăpa de ea, alții o duc în cârcă mi-am notat aici, e un cuvânt mai lung, că am vrut să văd cum se numește frica de părerea altora. Și am găsit că se numește alodoxafobie. Alodoxafobie. Frica de părerea altora. De ce te interesează cum îmi stă? Îmi stă bine? M-am coafat bine? De ce? Că ai frica nu cumva să vii la tineret și să-ți spună că nu, nu ești ok. Frica asta toți o avem. Ne încălțăm cu ce ne încălțăm, ne îmbrăcăm cu ce ne îmbrăcăm. De ce? Ca să fim acceptați. Și ținem foarte tare și uh, uh, influența celor din jurul nostru ne face să avem frică aceasta de părerea altora. Să vedem ce zice. Dar dacă nu-i convine de mine. Uh, dorim să fim acceptați în medii diferite, în grupuri diferite. Și atunci... Diavolul vine și ne aruncă în spate frica aceasta de părere altora. Și ești foarte interesat de ce toate pozele frumoase ajung pe Facebook și pe Instagram. Nu își pune nimeni, n-am Instagram, n-am, da, nu mă uit, dar problema e, de ce nu-ți pui una în pijamal, așa, cu părul, zici că ești de la NASA când decolează racheta? De ce? Cum să faci așa ceva? Păi da, nu te mai acceptă nimeni. Auzi, să ieși cu o poză, așa, să ieși cu, acum era să zic, cu pantalonii rupți. Acum dai bani grei să-i cumperi rupți, nu? Eu când eram, plăteam bani grei și plângeam o zi dacă rupeam pantalonii. Acum mergi și dai bani grei numai să-i cumperi tădrupți, nu? Ți foarte tare la ideea aceasta, părerea altora, ce zic oamenii, ce zic ceilalți uh, uh, despre tine. Știi ce e interesant? Când e vorba de tine, vrei tot să te accepte, așa-i? Când e vorba de altul, îi spui din copilărie, nu te juca cu ăla. Nu te juca cu ăla. Să nu ieși în oraș cu, cu fata aia, numai cu mine să ieși. Să nu ieși cu băiatul ăla. Numai noi doi suntem prieteni, ăștia nu. Dar când e vorba de tine, vrei tot să te accepte, să nu ai frică de cineva că nu te acceptă. Spunea cineva că părerea altora nu trebuie să fie o sursă pentru noi, din care să ne hrănim. Oare ce o zis? Cât e like -ul? Știți că sunt oameni care au intrat în depresie, că primi numai un like la poză și te uiți sărac, are 3000 de prieteni și un singur deget. Nu? Amărât. Și ăla intră în devreme, ăla e la, la pământ și pune și de seară poze, arată și de seară cu o băusuc, că o fost nu știu unde, truchează pozele. De ce? Să fie acceptat. El se hrănește și-o găsit o sursă de existență în părerea altora. Știți că Biblia vorbește despre un om care străgea sursa existenței din părerea altora și asta l-a omorât, asta l-a scos din voia lui Dumnezeu. Știți că împăratul Saul a fost omul care o contat pentru el nu ce zice Dumnezeu, ci ce zic oamenii de el. Când o, o, o falimentat înaintea lui Dumnezeu și a venit prorocul Samuel, și ce o zis Saul? Zice, păi m-am temut de popor. Păi ce să zică de mine? Că trebuia să aduc jerfa. Trebuia să... Uh, nu, nu puteam să mă rog dacă n-aduceam jerfa. Dar puteai să te rogi și fără jerfa. Că sunt atâția oameni care s-au rugat și nu au adus jerfă. Nu trebuia să... De el o ținut cont de ce zic oamenii? Și asta l-a adus să, să iasă din voia lui Dumnezeu. Nu cumva e cineva în seara asta, în locul acesta, care-i măcinat sufletește, mental, spiritual, din cauza că îl frământă părerea altora despre el. Îl frământă. Poate ești frământat, ajuns să, să, să fii în depresie, să fii năcăjită, ca ăsta, așa am ales să fiu eu. Și ai ajuns să-ți placă fața aia ta, moaca ta, da, băiatule? Așa... Tristă. Ai, găs Ai ajuns să-ți să extragi resursele sufletești din părerea altora. Spunea cineva, mi-a plăcut extraordinar, o zis că ce crezi tu despre mine, îi treaba ta. Nu mă interesează pe mine. Ai înțeles? Când vine cineva și îți spune că să -ți spun părerea mea, ține-o pentru tine. Ține-o pentru tine. Pentru că părerea ta despre mine, îi a ta. Vezi? Da? Ține-o bine acolo, să nu o pierzi. Nu? Ne uităm în seara asta la pasajul acesta la via lui Nabot. Dacă ne uităm la, la omul acesta, Nabot, un om neprihănit, un om care a avut principii spirituale, morale, era un om așa cum ar trebui să fie orice tânăr și orice om în societate și în casa lui Dumnezeu. Știți unde îl Dumnezeu cu grădina lui? Exact lângă cel mai idolatru împărat, lângă Ahab. O teroare, o, un dezastru. Și dezastru a fost amplificat de nevastă-să. Zice cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu îl pune pe nabot, cu via lui, gard în gard, cu proprietatea împăratului. Și știi ce zice ăsta? Eu pot trăi neprihănit și dacă aud chefurile împăratului și dacă văd dezmățul lui, păi frate, noi nu putem, eu numai eu sunt în clasă mai eu o pocăit în facultate, eu nu pot. Uite că ăsta era gard în gard cu Nu-i ciudat cum are Dumnezeu umorul lui și-l pe un om neprihănit lângă un dezastros și arată că ăla neprihănit rămâne în picioare, poate să trăiască neprihănit în continuare? Exact cum l-a pus Dumnezeu pe Mardoheu să-l vadă în fiecare zi în uh, Haman și să-i stea acrungât. Și nu au zis, nu mai stau, că după aceea, dacă se supără pe mine, dacă îmi vine poliția economică în control, dacă o să am probleme cu anaf nu mai stau, că nu vreau să am probleme. Nu, o zic, eu aici stau. De ce? Pentru că Dumnezeu pe fiecare dintre noi ne așează în locuri strategice ca să influențăm, să rămână în urma noastră, să spună da, pe scaunul ăsta a stat o tânără, un tânăr, în clasă cu mine a fost un tânăr și o tânără care și-a trăit neprihănirea înaintea lui Dumnezeu. Ăsta ne dă niște lecții extraordinare și ăsta a o, o, o fost influențat. o venit influența peste el și în seara asta vreau să ne uităm în pasajul acesta să vedem, să înțelegem câteva lucruri când vine influența Că n-ai aparat, domne de măsură să-l pui pe fratele de la Domnul să-l facă frate, să fie la botez, să fie îmbrăcat în, în haine albe, amin. O zis, amin, Domnul să-l ajute. Da? N-ai aparat să-l pui pe el să vezi dacă e o influență bună sau o influență rea. Dar sunt câteva semnale în cuvântul lui Dumnezeu și o să le învățăm în seara asta, care le găsim și o să vedem dacă influența e rea în jurul nostru sau e influența bună. Primul lucru care vreau să-l ținem minte în seara aceasta este că întotdeauna când cineva vrea să te influențeze, atenție, există o miză. Nimeni nu te influențează fără o miză. Așa vreau să te influențez. De ce? Așa de nimic. Nu există. Totdeauna și influența bună și influențarea au o miză. Știți de ce vreau să-l influențez pe el? Ridică-te în picioare. Așa. Ca să te cunoască. Dacă îl vedeți în oraș, să-i spui, să vi la adunare. Știți de ce? Și eu am o miză. De ce îl ridic în picioare? Știți de ce? Vreau să-l văd în apa botezului. Vreau să-l văd că sunt întors la... Am o miză! Stai jos acum. Mulțumesc. Îi o miză întotdeauna. Nu există. Știi, eu nu am, eu nu am nimic de câștigat. O să vedem că aveau de câștigat. O zi să o miză la mijloc. Întotdeauna când cineva vrea să te influențeze, puneți întrebarea. Bă, dar ăsta nu m-a văzut niciodată. Îți de 5 ani în, nu știu, în elim, 10 ani. Nimeni nu mi-a dat bună ziua. Dar nu se întâmplă așa ceva. Toți ne salutăm între noi și dăm. Dar dintr-o dată, mă, tu ești un băiat bun. Pot acum ai văzut-o așa ceva. Cum? Îi o miză la mijloc, îi ceva. Dacă e influența bună, recunoaște, da, am o miză, care? Vreau să te implic, vreau să lucrez pentru Dumnezeu, vreau să nu mai stai nepăsător, te văd la etajul, nu zic la care, că mă, care stați acolo, da? Te văd așa că stai și parcă ești nepăsător. Vreau întotdeauna să țineți minte, este o miză. Dar trebuie să fii atent, miza, îi să pierzi tu sau să fii sub binecuvântare. Auziți? Și Ahab o venit, nu vorbi, deși erau vecini, nu se salutau, nu își dădeau zahăr de la unul la altul peste gard, nu schimbau ceștile de cafea, dar dintr-o dată, când i-o văzut via, cum îi dă bună și de crește de repede, dintr-o dată o știut Ahab să-l salute pe Nabot. Vecine, vii de la adunare, Până acum nu mă te blestema, că ești pocăit, că ești pocăită, că ești, că ești, cu batic pe cap, că ești în fust, că ești vai și amar de capul tău, nu te-o bagi Dintr-o dată îți vorbește frumos, să ții minte, ăsta e un semn că e o miză la tine. Tu ai ceva de valoare, de aia vrea să câștige. Aha, o văzut miza, zice cuvântul lui Dumnezeu că o văzut via lui, lui Nabot. Și o zis, asta mi-e bună mie, asta e bună, e bună pentru mine. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că Daniel și cu prietenii lui când au fost în Babilon și acolo au fost o miză. Dacă ne uităm, acolo Biblia spune cuvântul lui Dumnezeu că uh, erau miza pe față, că e o miză pe față. Ah, oh, eu nu am nimic, asta e miza pe față. Eu vreau numai să te salut, n-am avut nicio miză. Dăm și numărul de telefon. Nu? E o miză, e ceva în spate, de ai nevoie de, de discernământ din partea lui Dumnezeu să vezi ce e în spatele la, la bună ziua. Că dintr-o dată vorbește cu tine. Nu? Îi o miză care nu ți-o arată de, din prima fază. Zice că pe Daniel și pe prietenii lui dorea împăratul să învețe două lucruri. Zice că dorea să învețe scrierea și să, -i, să -i învețe limba haldeilor. O zis, asta vreau, mă, vă dau la școală, vă dau, vă măresc alocațiile, vă dau uh, da? O să câștigați bani. Nu vreau altceva de la voi. Domne, eu ești fată pocăită. Tu... Știm, vreau să te angajezi la mine în firmă. Tu știi engleză. Ia uită-te. Nu cumva se uită și la altceva, nu numai la engleza ta. Că s-ar putea să fie o altă miză în spate. Când dintr-o dată pe tine vrea să te angajeze. Numai pe tine, restul, numai... Îi o miză în spate. Știți ce miză era în Babilon? zice că după ce i-o lua pe Daniel și pe prietenii lui să-i învețe, zice că le-o schimba numele. Păi stai mă un pic, dar... Păi n-ai zis că mă înveți numai scrierea și citirea aldeilor? Limba. Păi de ce îmi schimb numele? Vedeți că întotdeauna, dincolo de ce se vede în față, îi o altă miză care nu ți-o arată. Aia ți-o descoperă Dumnezeu? Aia ți-o descoperă Dumnezeu? De aceea vreau să înțelegeți, cei care ați venit pentru prima dată la tineret sau sunteți veniți noi în Timișoara. Și nu numai voi, toți, trebuie să înțelegem că avem nevoie de discernământ din, din partea lui Dumnezeu. Miza în pasajul acesta era via lui Nabot. Păi la vie, la vie se muncește, frații mei, tineri. Uite, mergeți la reca și mergeți să vedeți, acolo e de lucru. Legat, semănat, plantat, săpat, curățat. Pe păi, acolo să lucră, domne, l-a recoltat, nu mai vorbim. E, e efort, da? și au venit și au spus, auzi, eu vreau să, să, facem un schimb. Vreau să facem un schimb. Vreau să-mi dai viața și o să fac din ea ce? O grădină de legume, de zarzavaturi. Păi știți că zarzavaturile cresc repede? Poți să nici nu, să nu te apleci dacă ai rândul. Eu am văzut pe nevastă, eu nu m-am dus niciodată în grădină. Așa nu la recoltat, dar la plantat nu m-am dus niciodată. Am văzut că, că poți să pui și fără să te apleci pui ceapa, da? Pot să pui... Voi sunteți cu agricultura acolo în zona voastră, da? poți să pui de sus. Nu trebuie să... se, 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 lucră foarte ușor. Foarte rapid. Ai, hai arunca numai semințele. Uitați-vă ce greu crește o vie. Acolo trebuie să muncești. Acolo trebuie să sapi. Acolo trebuie să bați stâlpii aceia de care să o legi. multă muncă. Și vine și îți aruncă o miză. Eu vreau să fac din ea o, o grădină de legume. Într-adevăr, legumele cresc repede, dar și dispar repede. Știți că dacă vă uitați în, la părinții voștri, la bunicii voștri, nu o să vedeți niciodată vreo grădină care trece iarna. Ați văzut vreodată grădină care trece peste iarnă? Nu, grădina și porcul nu ajung ianuarie. De ce? Pentru că e, ăsta imersul. mersul. Cel care mănâncă grădina, mănâncă și ăsta care nu trece de. Deci ăstea doi nu trec, nu trec iarna nici grădina cu legume și nu trece nici animalul ăsta peste iarnă. Și vine Ahab și îi spune, uh, e foarte simplu, eu vreau să schimb. Mă deranjează că ești lângă mine. Mă deranjează că ești cu noi în clasă. Știi ce face? Nu te poate da afară, dar încearcă să te schimbe. Încearcă să-ți arate uh, că poți să fii și altfel. Și-o zis, uite, uh, e foarte important uh, că eu nu te las în pagubă. Ahab arăta că el întotdeauna îl va plăti bine pe, pe Nabot. Și i spus așa, zice, îți dau o vie mai bună. Mă, eu nu mai înțeleg asta. Păi dacă e mai bună, țineți o ție, nu mi-o da mie, nu? Vine dintr-o dată și îi spune, îți dau o vie mai bună. Serios, așa de bun ești, dintr-o dată, cu mine, că vrei să-mi dai... Uitați-vă, când este o miză mare, și argumentele sunt puternice. Când e o domnișoară care, care, îl slujește pe Dumnezeu, când e un tânăr care îl slujește pe Dumnezeu, presiunile sunt foarte mari. Ăsta nu s-a lăsat așa. O știu, via asta e de valoare, păi nu pot să renunț. Mi-o dat semnal, mi-o dat mesaj și o zis, nu o vând. Păi nu așa, nu scapă ăsta de mine așa ușor. Îți bate la ușă, o strigă pe maică ta, la geam, nu-i fata acasă, puteți că mi-am uitat caietul la am în Ghiozdan. Știi, găsește -te. De ce? Îi lupt, îi miza mare. Și atunci ai nevoie de argumente puternice. Zice cuvântul lui Dumnezeu că a venit Ahab la Nabot și a făcut o ofertă, ați auzit de oferte de nerefuzat. Cum sunt apartamentele astea la mare? le au fost de nerefuzat, da? Tătă lumea nu mai face în reclamă că le-au le făcut ăștia destul, da? Oferte de nerefuzat. O și odată o dată banii pe ce? Pe niște poze cu apartamentele. Și-o dat toți banii ce au lucrat o viață întreagă. Și vine uh, Ahab, zici că el a fost constructorul de la mare. Și spune, uite, eu am o ofertă bună, eu pierd, numai tu câștigi. Eu pierd. O zis așa, îți dau o vie mai bună decât via ta. Pa asta e ciudat. Dar ține soție -ți dacă e mai bună. De ce să-mi dai mie cei mai buni? Că nu suntem nici neamuri, nu suntem nici colegi. Așa dintr-o dată tu vii și îmi faci o ofertă că suntem colegi de clasă și uite vrei să îmi fie mie bine, mă duci tu în fiecare seară cu mașina. Așa, fă, tu n-ai niciun interes, dar ca să nu mai aștept eu autobuzul în fiecare zi, mă duci tu. Așa, n-ai niciun interes, nu? Așa e că sună ciudat. Păi o sună ciudat ce pentru... Îți dau o vie mai bună. Zice, dacă îți vine mai bine, îți voi plăti prețul ei în argint. Și spune, tu nu ești pe pierdere. Tu numai pe câștig ești. Știi ce e interesant? ca același tratament s-a folosit din grădina Edenului. O venit diavolul și zis, o zis, să fiți ca Dumnezeu. Mâncați din mă... Păi mâncați-l tu, mă. O să fie numai grozav, o să fie ceva ce... O să fiți ca Dumnezeu. Mă tu liniște -te. Nu vedeți că ofertele astea, care totul e bine pentru tine, întreb, dar ceva riscuri sunt? A, niciun risc, niciun risc. Serios, niciun risc. Eu venit diavolul și o zic negreșit o să fiți ca Dumnezeu. Și numai ca Dumnezeu nu a fost. Nu-i ciudat că vine diavolul și are o miză. Știi care e miza? Miza e o miză mare în, în joc miza e sufletul tău. Diavolul când intră în joc și în negociere cu tine, să ții minte și o să vorbim imediat, diavolul are o miză. miza e sufletul tău. Să-ți facă din via ta care, cu care te-a binecuvântat Dumnezeu. Știți că spune cuvântul lui Dumnezeu că evrei nu aveau, uh, 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 Leveticul spune că nu aveau voie să vândă terenurile, evrei nu aveau voie. Le, le puteau vinde, dar le reprimeau înapoi N-aveau voie să le înstrăineze pentru totdeauna Era, era o, o emblemă din partea lui Dumnezeu Era, era ceva cu care i-o cu care eu, eu împroprietărit Dumnezeu Și ei n-aveau voie Așa suntem și noi Tu ai plecat departe de taică-tu, de maică-ta Dar vreau să-ți spun în seara asta Tu n-ai voie să-ți Nu contează că ești la Timișoara Contează că mai ta are 70 de ani și nu te controlează Tu n-ai voie să-ți vin sufletul la proprietatea lui Dumnezeu care ți-l care ți da ție. Și într-o zi tu te vei întâlni cu Dumnezeu. Fă orice, luptă pe coate și pe genunchi. Dar păstrează, să spunea în seara asta, păstrează sufletul curat înaintea lui Dumnezeu. Nu intra la negociere. Pentru că diavolul întotdeauna va veni să spună, da, totul e de vânzare, mă, dar nu mai vorbi prostii, totul e de vânzare. Doar când o intra nevasta lui Potifar, la Iosif, nu crezi că l o crezut din prima, că nu vrea. Nu crezi că nu... Au zis Iosive, dar tot, totul e de vânzare în lumea asta, totul, nu veni tu acum, că... Eu din ăștia am mai cunoscut ca tine, Iosive. Eu din ăștia va mai... Nu, Iosive. Știi ce a zis Iosif? Nu, no, nu. No. Eu nu vând ce am primit din partea lui Dumnezeu. Eu mă tem de Dumnezeu și via mea nu o dau. Adică pe înțelesul nostru, Ahab, dacă o să vând via, o să o găsești pe OLX. Tu dă acolo să te... la preferate sau cum, e, nu? La, să te, la, clopoțel, să te anunțe dacă o să pun via pe... Uitați-vă ce face Nabot. Nabot e omul care nu negociază. Înțelege care e miza și uitați ce e interesant. Miza e pe terenul tău, nu e pe terenul lui Ahab. Întotdeauna îți va spune, ia, trage două fumuri o să te simți super. Tot ce se pierde, se pierde din terenul tău. Nu din, la el oricum e pierdut, la el oricum e totul de vânzare. El vede că la tine nu-i de vânzare. Și spun, ia un fum, vină cu noi, hai că te ducem noi acasă la două jumate la noapte. Hai că lasă, nu-ți fă probleme, dă telefonul pe mut. Vină cu noi. Și întotdeauna va rupe și va distruge proprietatea ta, nu proprietatea lui. Că diavolul i distrus el. Asta e, ăsta e mersul lui. Dacă are cineva de pierdut, e cel care are proprietatea, care are via. Uh, ahab o venit și s-a târguit. Că a uh, uh, Ahab din ăștia, care, nu mă iubești, tu nu mă iubești, tu nu, știi? Ăstea sunt negociere, da? Și au zis Nabot, eu nu vând, punct, treci la alt subiect. Când cineva vrea să te influențeze, primul lucru care vreau să-l țin minte în seara aceasta, nu uita că există o miză. Miza îi via ta, îi sufletul tău, îi inima ta. În al doilea rând, cel care vrea să te influențeze, nu are milă. Nu are milă. Noi trebuie să înțelegem că suntem într-un conflict mai ceva decât ruso-ucrainian. Diavolul nu are milă. Nu a avut milă Ahab și nici nevastă-sa nu a avut milă de Nabot. Gândiți-vă, știți cum s-a comportat uh, Ahab? Cum îs copiii? Totuși în el cred că a fost un pic de frică. Chidor, el putea să dea comandă, nu-i mai pune pe ăștia la post. Da, asta șmecheră, mă. Bă, la ce mai pui să nu mănânce săracii? Să nu bea apă, pe căldură, pe ăsta, ca să-l omori? Să-i dai la unul un cap, mai pui și la post? Păi dai fără post, că merge și vă tot același rezultatei și fără rugăciune, și fără post, i-ai dat în cap și ai rezolvat problema. Îi mai pui și pe oameni, mai pui poporul la post. Pentru că întotdeauna cel care vrea să te influențeze negativ nu are milă. O venit ăsta acasă și cred că Ahab ceva teamă a avut, că el, el totuși avea rădăcini în poporul lui Dumnezeu. Izabela era o femeie idolatră, era... De aia s-a dus acasă, zice că s-a dus Ahab, știi cum s-a dus? Ca și copilul ăla care s-o supăra că nu i-ai cumpărat din magazin, o să vezi când te căsătorești. Când nu i-ai luat kinder-ul care l-a vrut el sau jucăria care nu a mers acasă, nici nu s-o descălța, s-o aruncat în pat și îl chem, vino mă la masă, nu mănânc. Vino mă să mănânc, nu vreau. Vine nevastă -sa și îi spune așa, zice, pentru ce? a intrat, versetul 4, a intrat în casă, trist și mâniat, din pricina cuvintelor care îi se spusese. Și s-a culcat pe pat și a întors fața și n-a mâncat nimic. Și vine nevastă, -să. hai la masă, nu mânc. Vino mă la masă, nu mănânc. Da ce e baiu? Nu mi au dat. Așa face copil. Uitați-vă inima lui de copil. Dar l-a influențat nevastă să nevastă sa lui influențat la rău. Și o zis, stai liniște, vin o mănâncă, eu mă ocup, până gastul de mâncare rezolvăm problema. Vine, nu a avut milă ea nici de el, nu a avut milă nici de, uh, nici de nabot. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că o, o da drumul la, la, un post, Izabela, și au spus, dați drumul la post, ați văzut pasajul acesta care l-am citit. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii o postit și întotdeauna când îi o influență rea. Întotdeauna se vor uni, să țineți minte, oamenii de nimic care vor face presiuni pe tine. Da? Totdeauna ăla care vrea să te influențeze în rău, va veni cu încă doi care spune Hai, trage și tu un fum și eu am fumat și uite cât e ursul. Uite ce grasă, este prostit că slăbești de la țăgări, îți prostit că faci cancer pulmonar, eu de 30 de ani și n-am atlet, nu? Întotdeauna vor veni oameni de nimic care să facă, să, să, facă presiune asupra, asupra ta. Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, întotdeauna vom vedea că diavolul nu are milă. Nu a avut milă de Daniel, nu a avut milă de prietenii lui, pentru că era miza mare, era vorba de închinare. De ce s au mizat așa, o fost, o fost presiune așa de puternică? Pentru că era miza mare. Și atunci nu au avut milă nici să-i arunce în cuptorul de foc, nici să-l arunce în groapa cu leilor. De ce? Pentru că ei doreau să le schimbe închinarea. Le, le, la Iosif au dorit să-i să murdărească onestitatea nevastă, de aia s-au făcut presiuni. Nu au avut milă! Nu au avut milă că ăsta-i fugar! Nu au avut milă că ăsta-i plecat de acasă,-i flămând,-i vândut rob! Nu au avut milă! Pentru că să țineți minte, când intrăm la negocieri cu diavolul, diavolul luptă fără milă! Nu are milă de tine, nici când plângi în, în, în depresie, să nu mai zic alte, alte stări. Nu are milă, pleacă și te abandonează. Pentru că e o luptă extraordinar de mare, prin influențe, vor veni influențe. Acum fac numai o paranteză, aveți grijă pe unde umblați, că vă trag unii într-o parte și într-alta. Și am întâlnit cazuri aici la elim, care au venit din diferite locuri, nu vreau să amintesc, că le știți voi mai bine. Și au zis, frate, am fost acolo și s-au rugat, au făcut ceva, nu dau exemple, da? Le-ați văzut pe internet. Și au zis, nu mai pot dormi noaptea de atunci. Am stări de depresie, de anxietate și așa mai departe. Uită-te unde mergi, cine te influențează. îi o miză. Vrea să-și umple biserica. Contează, faci orice, numai să umple biserica. Nu. Uită-te în spate miza bună să te aducă să te sfințești? Sau e miza să-i meargă lui bine, să fie camera de filmat pe el? Să fie unde se mișcă el, acolo să fie fotografiile cele mai bune, să fie like-urile cele mai multe. E o miză greșită? Adică e o influență greșită acolo. De aceea vreau să vă, vă rog, fiți cu discernământ pe unde umblați. Fiți, nu toți cei ce zic, Doamne, Doamne, au zis Domnul Isus. Nu cei ce zic, noi facem. Tu du -te dar cu discernământ, să înțelegi. Dacă ceva îți bate inima în tine, diferit de cum îți bate când te rogi singur în odăiță, să știi că e ceva necurat acolo. Zice cuvântul Domnului, nu mai citesc, nu mă vă amintesc, 2 Samuel 24, zice cuvântul Domnului că David a făcut numărătoarea poporului. și -o trimis ori și-o trimis generalii să numere poporul și -o zis, nu număra poporul, că nu-i bine, Domnul să ți lumețească de o sută de ori pe cât e acum, dar nu ne pune să numărăm. Și-o zis, nu, du-te și numără poporul. Și-o mers și-o numărat poporul. După ce au aflat numărul poporului lui Israel, știți ce spune Biblia? Zice cuvântul Domnului că lui David îi bătea inima tare, o zis, am făcut un mare păcat și am lucrat ca un nebun. Ăstea stările care trebuie să le simți dacă ai făcut ceea ce nu trebuie să faci. Zice, primul lucru, inima mai bătea diferit decât când compunea psalmul 139. Unde voi fugi departe de fața ta? Unde mă voi duce? Uite că de data asta, pentru că ieși din voia lui Dumnezeu, pentru că diavolul o a să numere poporul, spune cuvântul lui Dumnezeu, că inima mai bătea tare. O zi am făcut un mare păcat și am lucrat ca un nebun. Sufletul omului îi ca o vie Diavolul vrea să facă din el, știi ce? O grădină de legume. Știți care e cea mai cunoscută legumă? Știți care? Tot acum toamna. Varza. Adică vrea să facă din sufletul tău ce? Varză. Ați auzit? Mai vorbiți voi. Bă, la i varză. Păi, s-ar putea să nu fie varză. S-ar putea tu, că ai fost influențat și te-ai lăsat influențat de diferite persoane, s-ar putea sufletul tău să fie o grădină de legume, să fie varză. De aceea vreau să înțelegeți că diavolul, în al doilea rând, diavolul nu are milă. Versetul 9 spune așa, iată ce a scris în aceste scrisori, vestiți un post, puneți pe nabot în fruntea poporului și puneți în față doi oameni de nimic. Zice cuvântul Domnului, care să mărturisească astfel împotriva lui. Tu ai blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul. Nu, no, du-te și pune-te cu Du-te, pune cuvântul tău contra cuvântului uh, lor. I miza mare și întotdeauna diavolul nu are milă, nu are milă că te așteaptă moartea, nu are milă că te așteaptă depresia, nu are milă că tu, tu te gândești să pleci din lumea aceasta. Nu are milă, după ce îți distruge via, după ce îți distruge și face din sufletul tău o grădină de legume, știi ce face? Nu-i mai pasă de tine cât îți spunea că te iubește, cât îți spunea că ești soarele lui de pe cer și luna lui și, vai, de ieri amarele marele am avut, îți aducea soarele fără mânuși, da? mă să-l comanzi, numai să-i să, să i dai comandă. Și vezi că după ce inima ta nu mai o vie, după ce sufletul tău nu mai o vie, îți dai seama că a ajuns o grădină care o poate călca oricine în picioare. Al doilea lucru, când cineva vrea să te influențeze la rău, să ți minte că nu va avea milă de tine. Al treilea lucru, mai e ceva. Mai este un lucru interesant în seara aceasta și vreau să vi spun. Întotdeauna când cineva vrea să te influențeze în rău, va face presiune asupra ta. Va face presiune asupra ta. Zice cuvântul Domnului așa. Întâi o mers Ahab și i spus, bă, hai să negociem, uite aici bănuții, aurul, argintul, îți fac schimb, îți dau ceva mai bun decât ai, da, vino, că îți dau o nu știu, o mașină de casat și dăm eu, dăm Tesla ta, nu? Sau, da, hai, hai zice, nu? Dar aici au fost altă miză. O fost altceva, era mult mai valoros ce avea Nabot. O văzut că nu merge de voie bună, de vorbă bună, pe negociere, pe contract de vânzare-cumpărare, o mers pe el cu, cu presiuni, cu presiuni. Vă dau un exemplu. Am un prieten, tata lui o prins vremea colectivizării. Nu știu dacă știți voi ce e colectivizarea. Venea și le lua tot ce aveau, terenuri, animale și o zis, totul avem la comun, mâncăm la comun, lucrăm la comun, dar nu m-am profit nu mai era la comun. Era, ei o duceau bine și o zis, totul colectivizăm. Și tata prietenului meu, un om al lui Dumnezeu, un om foarte hotărât, exact ca și, ca și Nabot lor chemat la colectiv, acolo la partid, în fiecare zi să-l convingă că e cel mai bine să bagi și el animalele. Ăsta avea mulți copii și au zis, nu, domne, eu nu mă bag așa ceva. Domne, zice, tu nu înțelegi că e spre binele tău, că lucrăm cu tractoarele noastre, că tu vii și noi lucrăm și i desenat așa un... Zice, tu nu înțelegi ce bine o să-ți fie. Și fratele ăsta, om hotărât, o zis așa, auzi, dacă o să-mi fie așa bine, zice, lasă-mă să mă conving eu nu mă convinge tu. Lasă-mă să mă convinge. Mereți voi pe colectiv și eu o să stau și o să mă uit să văd dacă vi bine. Și după aia mă conving eu dacă trebuie să intru. O fost singur om, o rămas renumit în satul lui, singur om, fratele ăsta nostru, un, un nabot, care a fost hotărât lângă grădina împăratului, lângă proprietatea împăratului, el să-și păstreze via. O fost renumit în sat, pocăitul. O fost singurul care nu accepta colectivizarea. Singurul. Ăștia tăți la grămadă. Ăsta o zis eu nu fac așa ceva. Eu nu, eu am copii, muncesc eu terenurile. Știți că diavolul, dacă nu cedeți din prima, întotdeauna va veni să facă presiune, ca să-ți pierzi resursele tale. El nu pierde resurse. Miza în joc era via lui Nabot. El avea resursele. Și-o zis, aici trebuie făcut presiune. Te va chema. Nu poți să vii să bem un suc. Nu vii să mai povestim. Nu vii să, să te gândești. Dacă se face presiune pe tine și inima începe să-ți bată diferit, acolo e o miză mare și tu vei pierde. Spune, bă, lasă-mă să mă gândesc, lasă-mă să mă. Te caut eu. Te caut eu. Primul la care vând ești tu, dar lasă-mă să mă conving eu. E posibil să găsești habi și în biserică. Mi-ar place să-ți spun. Că nu există așa ceva. Adevărul e că habă și în biserică. Care pare bun, poate și cântă, face diferite. Și o să-l găsești, că va face presiuni asupra ta. Diferite presiuni, în diferite situații. Vă dau un exemplu de o tânără de de la noi, de la biserică, din întâmplare, zicem noi, am venit sâmbătă aceea la sărbătoarea orchestrei care a fost și am întâlnit o tânără dacii de, de la tinere, de la, de la Elim. Și o întreb, zic, ce mai faci? Cum ești cu lucrul? Știam că lucra la o firmă foarte bună aici în Timișoara, o, cred că era multinațională, foarte bine plătit. E o tânără necăsătorită, dacă tot asta așteptați să vă spun. E, și tânăra aceasta era foarte bine văzută. Știam de anii trecuți că era bine văzută în firma ei. Și o întreb, cum ești cu lucrul? Dar n-am întrebat-o poate de ani de zile. Și o întreb, cum ești cu lucrul? zice, să vă rugați pentru mine că nu mai lucrez. Păi, ce s-a întâmplat? Zice, ori început să facă presiuni asupra mea. Ori început să facă presiuni și clienții cu care lucram, o zis, uite, ar trebui lucrat cu ei ca să ia mai mult, să comande mai mult, ar trebui dat asta, asta, plicul ăsta, așa, așa mai departe. Și el zice, merez voi, eu nu dau așa ceva. Deci când îmi povestea fata asta, îmi creștea inima așa am zis, Doamne, Tu ai în generația asta oameni și tineri și tinere care își păstrează demnitatea, onoarea, își păstrează via. O zis, frate Dani, prima dată mi-a adus, uite, du ăsta, nu-l duc așa ceva, nu nu duc. O venit a doua oară, o venit a treia oară și în continuu să facă presiune asupra mea. Zice, până o văzut că nu, exact ca în Doamne, dacă nu vrei, pui mâna pe piatră. Dacă nu vrea, nu-l convingi, atunci dai cu piatra. Și zic, și ce s-a întâmplat? Zice, m chemat șefii și au zis, tu faci o treabă foarte bună, dar avem o problemă. Exact problema lui Nabot, care a fost între Nabot și Ahab. O zis patronul, un om foarte bogat, o zis că ea așa, principiile care le ai tu sunt diferite de principiile noastre. Și asta ne deranjează. Nu mai putem lucra împreună. Știți ce a făcut fata? Și-o scris demisia, și-o plecat acasă. O zis, mai bine rămân fără lucru, decât să-mi vând via. Acum vă parafrazez eu așa, la pasajul acesta. I-am zis, mă rog pentru tine și așa s lipit situația ei de inima mea și și azi am, am amintit-o înaintea Domnului. Am zis, Doamne, fata asta asta o zis, nu-mi vând via pentru nici care patron pentru nici care om din lumea aceasta, ceea ce mi-o dat Dumnezeu nu-i de vânzare. așa e că poate trăiești și tu în perioada aceasta. Poate sunt multe presiuni. Poate ai multe presiuni și ai părerea multor oameni. Unii aruncă cu pietre în tine, alții te bat jocoresc, alții încearcă cu vorba dulce să, să schimbe diferite lucruri, la care tu ții, la care ai încredințarea 100% că ești plăcut și plăcut înaintea lui Dumnezeu. Și vine Ahab, și te ia de după că, Hai cu mine, hai cu mine. Uitați-vă că Daniel nu a scos pe nimeni la cafea. Să zică, bă, fii atent, vezi că ăștia ne, ne cheamă să ne învețe limba. Hai să discutăm, hai să mergem la un fresh. Hai să mergem la o cafea. Nu, o zis, atitudinea mea trebuie să-l schimbe pe ăla de lângă mine. Atitudinea mea trebuie să-i schimbe pe prietenii mei. Trăim într-o perioadă și Timișoara și România și lumea asta trăiește sub o presiune a celui rău, pentru că miza e mare. Știi care e miza mare? Miza e biserica lui Hristos. Nu vedeți că tot, tot ce se întâmplă e să lovească în biserică. Biserica să fie dărâmată. Dar știți și avem noi marea nădejde? Că e cineva care ține biserica și au zis porțile locuinței morților. Nu vor birui. De ce? Pentru că în fruntea bisericii Iisus Hristos slăvit să-i fie numele Lui. De aceea aș vrea în seara aceasta să ne lipim inimile de El. Știu că ești într-o perioadă de presiune. E s au venit cu inelul, dar ți-au zis că încă nu-i pocăi, dar să vă pocăi. Îți bate inima ciudat, așa -i? Că trebuie să mergi la maică ta da, și la taică, tu să-i spui, m zis unul, e pocăită? Nu, zice, dar... ba, zice, e la frații ortodoxi. Zice, e pocăită la frații ortodoxi. Ai înțeles? Cumva să nu-i mai bată inima așa tare. Să nu mai bată, să nu mai fie apăsat așa, așa de puternic. Dacă îți bate inima ciudat, ascultă-mă, întrerupe orice întâlnire cu Ahab întrerupe orice discuție cu Ahab. Pentru că diavolul întotdeauna va vrea să-ți ia ce ai tu de valoare. El oricum o pierdut tot. El vrea să ia ce ai tu de valoare. Dacă te simți în vremea aceasta sub presiunea influențelor negative, vreau să-ți dau câteva sfaturi, nu mă le amintesc. Primul lucru, bucură-te că Dumnezeu te-a creat unic. Indiferent ce zic unii de tine, dacă ați ști, acum am 40 de ani, nu mai e asta, dar dacă ați ști cât am dus din copilărie, fai de mine, de câte ori am luat căciula pe ochi și prin câte am trecut, da? De ce? Pentru că era mic de statură, era diferite, știi, era și pocăit, era și mulți frați, amărât, era o situație ciudată, da? Dar știți ce ar vrea să învățăm în seara asta? Să ne bucurăm că Dumnezeu ne-a creat unici pe fiecare în parte. O zis David, te lau, Doamne, că sunt o făptură așa de minunată. Nu contează că o arunca și mei cu praf după mine și m-o blestemat. Eu te laud că sunt minunat că m-ai creat tu. Uită-te așa cu ochelarii care ai spune ți mulțumesc Cam am ochelarii ăștia frumoși și îți mulțumesc de nasul, chiar dacă ai fost bagiocorit și bagiocorită pe forma nasului, pe înălțimea ta. Nu contează Bucură-te că Dumnezeu te-a creat unic și Dumnezeu te va folosi într-un mod unic. Cu toată presiunea grupului, cu toată presiunea celor din jur, Dumnezeu te va folosi într-un mod deosebit. Vă dau un exemplu. Poate ați primit și voi acolo pe, pe Facebook sau pe YouTube, pe telefon. Am primit și eu un, un video. Uh, mai de mult, dar mi-a rămas așa lipit de, de inimă. Toată lumea ați auzit, toți ați auzit de Horațiu Mălăiele, ați auzit de el. I -i băiatul ăla, că n-ai cum să-l da? Știți cum a fost? Că în video ăla explica cum el vorbea, cum a fost copilăria lui. O zis că avea o problemă de ochi, avea o problemă de sănătate și nu vedea la tablă și toți îl jocoreau în clasă. Toți râdeau de el și toți îl jocoreau, Îl loviau peste cap, bat jocuri în continuu. Grupul, da? Făceau presiune asupra lui. Și au zis că o ales, să avea și niște ochelari din ea deosebiți și nu vedea, stătea cu fața lipită aproape de tablă să vadă, să vadă ce scrie pe tablă. Și o ales să se, să se resemneze în desene și desena fel și fel de desene, în pauză, în timpul orei și toți râdeau de el, până au zis că a venit un profesor nou la ei în, cl în clasă și nu l-au băgat în seamă și cum se împlimba profesorul printre, printre rânduri, o dat cu ochii de el și au văzut desenele care le scria acolo timid, le, le desena și s-au dus, l-au mângâiat pe cap și l-a ridicat în picioare. I-a luat desenele în mână și a zis, băiatule, tu ești un geniu, tu ești un geniu. Știți ce au zis la el? O zis, din ziua aia am început să fiu. Pentru că toți îl bagiocoreau, dar au venit și au zis cineva, tu ești un geniu. Cu ochelarii ăia tăi, fund de borcan, tu ești un geniu. Tu ești unic, tu ești unică. De ce? Pentru că ești creat de Dumnezeu tu ești creată de Dumnezeu. Nu mai lăsa, nu ți mai alimenta sufletul și trăirile tale din ceea ce spune unul și altul. Lasă-i, Domne, în pace. Nu fi un Saul care să ți totdeauna termometru să vezi ce zic ăștia de mine. Nu te mai intereseze. Te interesează și să ne intereseze cel mai tare ce zice Dumnezeu de noi. Eticheta care a avut o a avut-o Iosif pe frunte, de pușcăria și de curvar, nu i o schimbare relația cu Dumnezeu. Relația cu Dumnezeu a avut-o pentru că el era un tânăr unic pentru generația lui. Dumnezeu l-a folosit într-un mod deosebit. Că i -or pus eticheta pe, știți, mai lipeau pe spate, lovește-mă. Și nu știai de ce luai vreo 30 de palme pe spate. Că îți spunea altă eticheta. Iosif o umbla cu două etichete, pușcăriaș și curvară. Și asta nu l-a împiedicat să aibă relația cu Dumnezeu care trebuie. Vreau să-ți spun tânărule și tânăr în seara asta. Tu ești special, nu că zice Dani Popa, nu că să speaker motivațional și să te fac să treci peste asta. nu. Tu ești creat și creată de Dumnezeu. Și tu ai valoare, de ce? Pentru că Dumnezeu privește spre tine. Dumnezeu investește în tine. Vreau să-ți spun, bucură-te că te-a creat Dumnezeu într-un mod unic. În al doilea rând, ia critica așa ca pe un dar. Să-i spui când îți zice câte unul, bă, ce freză șmecher ai, dar știi că nu-i șmecher. Spune, mulțumesc, la fel îți doresc și Să ai și tu freză ca a mea. Ia ceva ca pe un dar pozitiv. Nu mai trăi, cum îmi stă tu? Mă duc la baie înapoi să, să fac altfel. Nu mai trăi din așa ceva. Din critică. Nu o lua și o pune la inimă. Când am m-am căsătorit, a venit un păstor în vârstă, omul acesta, o zis către soția mea așa, o zis Dani, Dana zice, vreau să te sfătuiesc ceva. Pentru Dani, ca tânăr slujitor, zice, vreau niciodată să nu-i dai cămăș cu buzunar la, uite, n-am buzunar la, aici la cămașă, să nu aibă niciodată buzunar aici. Și eu am stat, eram tânăr, nu, am vrut să văd ce zice. Și o zis, totdeauna să aibă buzunar, uite aici la spate. Să aibă pantalonii să aibă buzunar la spate. Orice vine, să nu o bagem buzunar la inimă, să nu poată dormi noaptea. Zice totdeauna să spună, am buzunar, stai să văd unde e buzunarul, aici. Și totul să pui la spate. Critica. Ia o capiondar, un dar, domnule. Mulțumesc, las că verific acasă. Nu-i deschide biletul în fața lui să... Da? Nu-i deschide biletul ca să-i să dea dai satisfacția că te-o te Și ia o, -o, -o capiondar. dar. O zis David, când îl bleste și mei. Bă, dar dacă l-a pus Dumnezeu, dacă e cadou din partea lui Dumnezeu. Și uitați-vă că au avut puterea să meargă înainte. O venit ăsta și o aruncat după el. Tu ești om al sângelui, l-o bleste și Și ăsta o întors negativul pe pozitiv. O întors și o zis, dacă Dumnezeu... Lăsați-l, nu-i faceți rău. Dacă l-a pus Dumnezeu. Vedeți, poți schimba răul în bine. O zis Pavel, nu te lăsa influențat de rău, ci influențează, schimbă, răul prin bine. Poți din negativul care ți se aruncă în față, tu să-l învârți și să-l faci pozitiv. Să spui, așa, cred că așa o fi, trebuie să mă mai gândesc eu, trebuie să mă mai rog. Ia, o, ia critica, exact ca pe un dar pozitiv. Al treilea lucru, nu te îngrijora că la alții nu le pasă de tine. Nu te îngrijora, lasă-i să se îngrijoreze. Nu, nu, nu le da medicamente, nu le da satisfacție. Spunea Cineva așa, mă, zice pe vrăjmaș, trebuie să iubești într-un mod deosebit. Știi de ce? Că ăștia singurii care se gândesc în continuu la tine. Să știi ăla care nu te suportă. Îl în continui cu gândul la tine. Tu trebuie să te rogi pentru el. Doamne, îți mulțumesc că... Dacă vine unul și îți spune, frate, Domnul, să mă rog pentru tine, ăla uită. Dar vrăjmașul în continuu cu gândul la tine. Oare ce face? Îi mere bine? Îi mere rău? O dormi bine? Nu? Dar, vă spun, nu te îngrijora că la alții nu le pasă de tine. Tu ai pe cineva care întotdeauna îi va păsa de tine. Și asta e Dumnezeu. Iosif a trăit într-o generație în care uh, îi se arăta că Dumnezeu se pare că l-a uitat. Cu 12 ani de pușcărie. Pot spune că, da, bun, a fost domnul cu, cu cei ce se tem de el. Cu 12 ani de pușcărie. Când îi se spunea și venia influență, ce pe tine te-a părăsit Dumnezeu? A zis, pe mine nu m-a părăsit. Că eu știu cum trăiesc înaintea lui Dumnezeu. Că voi aruncați, că mă băgați în groapă, că mă învinuiți. Nu-i bai. Dar eu știu care e relația mea cu Dumnezeu. Mie nu-mi bate inima tare. Eu nu simt că am lucrat ca un nebun. Cine-i mai mi-ai liniștit? Și atunci e normal că ai putere să mergi înainte. Ai putere să, să înțelegi că tu n-ai de ce să te îngrijorezi. Că alții nu te bagă în seamă. Că tu ai pe cineva care te bagă în seamă. Întotdeauna tu, când tu nu te alimentezi din resursele sau din uh, uh, lucrurile bune care ți le spun alții sau lucrurile rele, tu te vei alimenta din Dumnezeu și vei avea putere să-L ridici și pe altul. Gândiți-vă că Iosif era în pușcărie. Ajunge în pușcărie și într-o zi, pe finalul uh, detenției, într-o zi se trezește. Cum am pușcărie? De oricum te poți trezi. Nu Numai supărat, nervos, uh, nu, nu, râde unul dimineața în pușcărie. Să zic că o nouă zi. Încă o nouă zi. Ce bine că am mai prins o zi aici. Nu. Dar zice că Iosif, pentru că el nu-și alimenta sufletul din părerile altora, o mers la colegii lui de pușcărie și le zice: zis, mă, dar pentru ce fețele voastre așa poți să omorite? Păi, dar cum vrei să fie în pușcărie? Păi ce, jata nu -i? Nu! Cum, mă, tu n ce zic ăștia de tine? N-au ce o zis nevasta lui Potifar. O zice da, nu o luați voi Să amă pe nevasta lui Potifar. Nu o luați voi, că ies de aici. Nu o luați. De vedeți? Întotdeauna, că e la modă între voi, vibe bun, să ai un vibe din ăsta, Să, să, vii cu moralul ridicat. Iosif nu s o alimenta din ce spuneau alții. Nici prietenii, nici vrășmașii. Ci întotdeauna, resursa lui Iosif a fost Dumnezeu. Tânăr drag, Vreau în seara asta să plecăm măcar cu gândul acesta. Ia-l pe Dumnezeu ca resursa vieții tale. Lasă-l pe Dumnezeu să influențeze, prin cei de lângă tine, să influențeze viața ta. Și ultimul lucru, vreau să-ți spun ceva. Când alții vor să te influențeze și fac presiune asupra ta și uh, aruncă cu vorbe asupra ta într-un fel și altul, vreau să-ți mai spun ceva. Dumnezeu te o chemat la o lucrare specială. Vrea să-l reprezinți pe el. Dumnezeu vrea să-l reprezinți pe el. Da, s-ar putea să mori ca Nabot, împroșcat cu pietre, ca Ștefan, un tânăr de perspectivă. S-ar putea într-o zi să fii împroșcat cu pietre, s-ar putea să n-ai viața lungă. Dar Dumnezeu. Dumnezeu vrea să-l reprezinți atâtea zile cât trăiești pe pământ, tu să-l reprezinți cu tinerețea ta, cu vocația ta, cu puterea ta, cu resursele tale, tu să-l reprezinți pe Dumnezeu. Să știi ceva? Tu trăiești în lumea aceasta, Nabot trăia vecin cu, cu Ahab, dar niciodată principiile lor nu s-au intersectat. El trăia în lume, dar nu trăia lumea în el, da? Pentru că exact ca și nevasta lui i o au ieșit din Sodoma, dar Sodoma nu a ieșit din ea. Uitați-vă că poți să trăiești în lumea aceasta, apoi la Timișoara, nu poți trăi, domne. cât e prostie sunt Timișoara, nu poți trăi. Uite că se poate, se poate. Și vreau să țin minte ceva în final. Tranzacțiile lumii, indiferent cât îți desclipitoare, nu sunt benefice pentru tine. Tranzacțiile lumii, cu cu șeful, cu patronul, cu șefa, cu mai știu eu, nu mai vreau să dau exemple. Cât de spectaculoase și de sclipitoare ar arăta, vreau să-ți spun, nu sunt benefice pentru tine. O zis Nabot, mai bine mor decât să vând via. O rămas via nevândută, deși o luată, dar uitați-vă, că știți ce e interesant, că așa învârte Dumnezeu roata. Astăzi, Nabot mort și vine vremea Izabelei. Pentru că așa învârte Dumnezeu, învârte Dumnezeu roata. Vreau să-ți spun în seara aceasta. Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, la un moment dat și știu că îl știți cu toții, zice, fugi de poftele tinereții tale. Fugi, fugi de poftele tinereții. Dar mai spune ceva și urmărește dragostea, sfințirea și mai spune ceva, împreună cu cei ce caută neprihănirea. O zi, Dute împreună cu cei ce te influențează Spre binecuvântare. Du-te, Timoteie. Nu te du numai lunea la tineret și după aia îți pui uh, whisky în, uh, în Pepsi. Nu. O zici tu, du-te și umblă cu ăia care caută neprihănirea cum o cauți și tu. Nu care te scoală la trei noaptea să mergi în complex, să mâncăm o șaurmă. Normal că după șaurmă ți sete. Și atunci trebuie să, trebuie să bei ceva. Vreau să-ți spun în seara aceasta. Dumnezeu te-a adus în Timișoara. Și ești în vremea aceasta, în locul acesta. Nu să te lași influențat de rău, de, negat, de oameni care vor să-ți să distrugă viața, ci Dumnezeu te-a chemat în vremea aceasta pe tine, tânără, și pe tine, tânărul. Să fii un punct de reper în generația aceasta. Să fii un punct de reper. Să spui, îți unic înaintea lui Dumnezeu, că mâna lui Dumnezeu mă prelucrează în fiecare zi. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai creat așa, cu statura asta, cu culoarea părului uh, uh, care o am. Tu m-ai creat, tu ai știut ce e mai bine pentru mine. Nu încerca cu alte lucruri, că te deformezi, provoși scârbă. Tu ești creat de Dumnezeu cu un scop, știi care e? Să-L reprezinți pe Dumnezeu. Știi ce aș vrea? Să ne rugăm acum. Haideți să ne ridicăm pe picioare. Dacă simți că ai, nu te chem în față, vreau numai să, să, facem o rugăciune. Dacă simți că ai lucruri în viața ta care îți fac inima să bată ciudat, care fac inima ta să bată diferit de cum îți bate inima când te rogi în odăiță singur, ar vrea să-i spui Domnului, Doamne, ajută-mă, Doamne, să mă depărtez de Ahab care vrea să negocieze cu mine. Ești prea slab să negociezi cu Ahab, nu mai încerca. Nu încerca că nu poți să biruiești. Nu vei ieși pe câștig, vei ieși pe pierdere. Pentru că legumele se duc repede, v-am spus. Dar via rămâne. Ceea ce ai din partea lui Dumnezeu, o zis Domnul Isus în Apocalipsa, păstrează ce ai. Ce ai, ce ai primit de la Domnul, păstrează. Ca nimeni să nu-ți ia cu Nimeni indiferent cât e oferta de mare, tranzacțiile lumii sunt păguboase pentru copiii lui Dumnezeu. De venit, dacă ar fi mers Nabot, să zici, domne, da, Nabot o zis, nu ai vrea că am nevoie de bani, cum vin tu terenul bună ta. Nu, că vrei să-ți iei beanveu. Și atunci ai pui grădina pe olei și ai, ai vândut-o în două Ăsta nu mersi el să zic, uite, am o vie de vânzare, vreau să o vând. Nu, întotdeauna să țineți minte, fete și băieți, diavolul va veni cu oferta. Nu mergi tu să ceri ofertă dați-mi o ofertă la grădina mea. Nu. Totdeauna el îți va spune, eu îți dau ceva mai bun. Tu nu vezi că pe tine nu te bagă niciunul în seamă. Te duc eu. Hai. Hai că o să vezi câți băieți vor, îți vor cere numărul de telefon. Hai cu mine, tânărule. Tu nu vezi că ai depășit o anumită vârstă și tu ai rămas de căruță, de parcă merem cu căruța. Ai rămas de căruță în generația ta, nu te mai bagă niciuna în seamă. Nu vezi că totdeauna el va veni cu oferta. Dar ascultă-mă, te rog, tânără și tânărule, găsește-ți resursele în Dumnezeu. Că Dumnezeu îți va purta de grijă. Nu mai ține cont de eticheta care ți-o pune unul și altul, ci tu să ții cont relația care o ai cu Dumnezeu. Păstrează relația, păstrează via. Ține-o pentru că e moștenirea care e primit-o din partea lui Dumnezeu. Asta nu se înstrăinează, asta trebuie păstrată. Să ne ajute Domnul pe toți din generația noastră să păstrăm via, să nu o vindem. Și dacă va trebui să plătim cu viața, încă o dată spun, și dacă va trebui să plătim cu viață, dar să ne păstrăm via care am primit-o din partea lui Dumnezeu, ca la finalul alergării noastre, să ne întâlnim cu Cel ce ne-o dat via, Cel ce ne-o dat la moștenire bucata aia de vie. Nu știu cât au fost de mare, nu știu, dar au fost teribil de atrăgătoare pentru, pentru Ahab. Și au zis, nu ți-o dau, aruncați cu pietre, omorâți mă de eu știu relația care o am cu Dumnezeu. Haideți în rugăciunea aceasta, să fie o rugăciune în care să ne ancorăm de Dumnezeu se spune, Doamne, nu știm ce ne așteaptă în anul ăsta universitar. Nu știu ce mă așteaptă la locul de muncă. Poate încep locul de muncă nou. Nu știi ce te așteaptă. Dar nu abdica de la principiile care ți le-a dat Dumnezeu, de la relația care o ai cu Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute să ne păstrăm curați până la capătul alergării. Haideți să intrăm cu toți în rugăciune așa cum stăm.